Statistica județeană consemnează că sporul natural al populației a fost tot negativ și în luna decembrie a anului 2014, asta chiar și în condițiile în care numărul nou-născuților a crescut ușor față de luna precedentă. În același timp, natalitatea a fost semnificativ în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013. În decembrie, rata mortalității s-a aflat pe o pantă ascendentă față de noiembrie, dar în scădere în comparație cu decembrie 2013. Aceste date au condus la menținerea sporului natural negativ. În luna decembrie anului 2014, numărul de nașteri a fost de 175. El a fost în creștere față de luna noiembrie cu 16, dar în scădere față de luna decembrie 2013 cu 42. Tot în aceeași perioadă, numărul deceselor registrate a fost de 380, în creștere față de luna precedentă cu 45. Cât privește numărul căsătoriilor, acesta a fost considerabil mai mic în ultima lună a anului trecut și s-au înregistrat cu doar 2 divorțuri mai puțin față de luna noiembrie. În luna decembrie, numărul de căsătorii înregistrate a fost de 38, într-o scădere cu 33 față de luna precedentă. În anul 2014, populația țării a scăzut. Au decedat 24.000 de persoane și s-au născut aproape 15.000 de copii, sporul natural al populației fiind negativ. Anul trecut, doar în 3 luni, iulie, august și septembrie, sporul natural a fost pozitiv. În celelalte luni, numărul deceselor depășind numărul nașterilor.